Asta, alătă-l pe poet din partea mea, e tovarășul meu poet. Da, ce face poet? Pe unde e poet? Tot în România. Vă spunea că vine în Germania poet. N-are permis pe Germania. Da, nu-i mai de voie ăștia. Da. O să-l sună Olga acum. El e băiat bun. Îl cunosc eu mai de mult pe poet de pe aici, prin Germania. E pe lângă orașul ăla, mergem acolo. Cum se numește Bogdan? Nu mai spune că sunt pe lai. O să vorbim noi cu poetul, dragi. Pretend că poeta, ați auzit, a fost prin Germania și i-a dat expozare sau ce i-a dat, nu știu, pentru că mulți dintre noi când facem o chestie greșită, ei nu te poate ține într-o, nu știu, pentru că au și costuri și apoi îți dă expozare să nu mai calci teritoriul german. Deci, ca să știți, nemții sunt foarte, foarte orgolioși și foarte pretențioși. Ce să vă spun, dragi prieteni, v-am povestit ceea ce v-am povestit, pentru că am ajuns aici, la intrare prin Austria și apoi o să ne revedem toaminte mâine, după cum v-am spus, la, cum spune patroana, la micul jun. La micul jun, să spune. Să lăgeți. Să ghicești tu, da, vii să ghicești. Și Bogdan, știi ce? Nu știu, dragi prieteni. E și Olga aici pe spate, după cum o vedeți, e, nu și-a luat chiar tot ce trebuie, dar sper că până mâine o să fie bine și apoi o să-și ia de acolo. Ca na. N-am știut nici noi sigur cu prietenii ei ăștia care organizează treburile că eram așa de împanicat încât nu știam când și ce și cum. Am fost la repezeală și am plecat pentru că nu. Așa este Olga, după cum o știți și voi, pentru că ea este o femeie mai repede și de multe ori mai pierde. Înțelegeți? Și a făcut o comandă la 3 carduri de Revolut, ca să știți și voi, și a plătit 1.200.000 pe 3 carduri, fiindcă avea un card, fii atent, nu, deci avea un card în buzunar, deci avea unul și a făcut altă comandă pe 3 carduri, dragi prieteni. Și avea pe cont, avea 1.200.000 și a plătit pe 3 cardurile. Acum eu nu știu ce poate să facă cu 3 carduri. Zice, lasă Bogdan că îți dau și ție unul. Dar eu ce să fac cu unul? Că am eu ale mele 3. Ce să mai fac și cu Revolutul ei? Nu? N-avea bani ca să plătească carduri, să aibă carduri acolo, geanta plină. Nu, dacă mă duc acum, dragi prieteni, să-i fac 10 carduri, să-i pun acolo carduri în buzunar. Da. Ce să face? Asta este. Ea tot mereu umblă și face toate greșelile de pe telefonul ăla, ba nu mai filmează bine, ba nu mai să leagă filmulețe, ba una, ba alta. Acum cu roamingul care era cartela plătită și trebuia să activeze roaming. Atât de supărat era când nu știa să activeze roaming. Înțeleg? Și eu am lăsat-o așa, să văd ce spune. Și după aia i-am făcut, că n-am avut ce să fac. Vă dați seama că tot oricum îi trebuia de filmare și de alte chestii. Am făcut roaming-ul ei ca să filmează și apoi este foarte bucuroasă pentru că are cartela din România pe abonament și poate să filmează cu ea aici, are internet, are tot. Pentru că dacă e o cartela aici e foarte costisitoare și nu ține nici internet mult. Poate să te ține 2-3 zile cu atâta filmare care bagi și toate prostiile alea pe care ia astăzi pe TikTok și cum voi știți.
fanii ei care o urmăriți, nu e de ajuns. Și atunci am decis să iau o cartelă pe abonament pe care o folosește în continuare și pe canalul ei de YouTube și pe TikTok și pe Facebook, pentru toate canalele de socializare, pentru că asta este bună și este nelimitat și îi convine ca să plătești un abonament cu internet nelimitat. Înțelegi, dragi. Și aici este în altă țară un abonament, dar mi se pare că este foarte costisitor și nu este internetul cum îl avem noi în România. Da, este foarte bun în România internetul și tot pentru asta am făcut abonamentul pe care să aibă cartela aia în telefon și să nu mai aibă probleme cu internet și cu alte lucruri. Da, dragi prieteni, v-am spus, după cum v-am explicat, sper că a fost de înțeles ceea ce v-am explicat. Sunt foarte așa obositor în mașină și vă dați seama de drum. Nu am nici cheful bine așa de a discuta cu voi și de a explica lucrurile de la cap la cap, dar totul am încercat să vă explic pentru că vă dați seama, eu sunt alături de voi și voi sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru abonarea care voi vă abonați la mine sau pentru un like care voi mi-l dați. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine. Sper că sunt filmările acum cu plecarea asta pe care noi am făcut-o mult, mult mai frumoase și multe mai reușite pe care și vouă o să vă placă și o să fiți alături de noi. Ce să spun, dragi prieteni, chiar îmi pare rău că am plecat din România după 6 luni, 7 luni de zile. După cum vă știți și voi mă știți că am stat foarte mult timp Paștele, Crăciunul și toate alea și deja început să mă obișnuiesc pentru a filma și pentru a face mâncările noastre pe care noi le făceam în bucătărie și voi erați alături de mine și mă susțineați. Vă mulțumesc din suflet pentru că erați lângă mine și sunteți lângă mine în continuare. Sper că ceea ce putem face noi la ora actuală și pe unde suntem, sper că o să fac ceva plăcut pentru voi. Eu zic că lucrurile care mie îmi plac, sper că vă plac și vă place și voi. Că de multe ori eu mai greșesc și am greșit și mi-a tras de multe ori atenție și eu oricum vă mulțumesc pentru atenția pe care voi mi-o dați sau chiar mă corectați pentru că sunt niște greșeli pe care noi le facem. Probabil că și voi dacă erați în niște filmări și să vorbiți cu atâta fani și cu atâta lume care ne susține, sper că și voi greșeați acolo cum și eu am greșit. Dar mă bucur pentru voi că mă atenționați și sunteți alături de mine și mă susțineți. Vă doresc multă sănătate și chiar îmi pare rău că am plecat din România noastră, dar o să revenim de curând înapoi pentru că mai avem ceva de lucru și prin România pe care o știți și voi cu fosta mea să împărțim ceea ce avem și să îi dau ceea ce îi trebuie dreptul ei de a-l avea, ca și mulți dintre noi cum facem de obicei și cum ar fi dreptul omului să și apartea și să faci partajul pentru n-a mai fi nimic în legătură unul cu celălalt. Și așa, dragi prieteni, vă spun că și voi, unii dintre voi ați făcut acest lucru ca să fie totul bine și să fie totul împărțit și să te respecti atunci când te întâlnești și să primești un respect față de unul și de altul. Pentru că ziua de astăzi nu se mai trăiește cu
aceeași cum se trăia odată cu răzbunări, cu probleme și cu necazuri. Acum se trăiește numai din cuvinte, din respect și din omenie. Eu zic că asta ne-ar trebui nouă și asta ne trebuie ca să trăim de zi cu zi, pentru că lucrurile stau din ce mai rău. Și apoi dacă noi nu ne subținem, nu ne abținem și nu ne ținem respectul și caracterul nostru de a trăi omenitatea pe care noi o avem între noi, că vă dați seama copiii noștri și viitorul nostru de copii care vin din urmă, ce ar putea trăi? Ar putea trăi o traumă și un necaz pe care noi îl lăsăm în urmă lor. Și atunci trebuie să facem într-un fel pe care noi trebuie să ne înțelegem și să fie totul bine și pentru noi și pentru urmașii noștri pe care ne urmează din urmă, să aibă și ei un viitor și un suflet curat cum mulți dintre noi avem și mulți dintre noi iubim aceeași ce avem și ce viață o ducem. Pentru că până la urmă iubești viața pe care o trăiești și nu iubești bunurile și averurile și bani. Iubești viața ta personală, că ești un om liber, un om curat și sfânt și te iubește Dumnezeu și ești acolo unde ești. Aia înseamnă tot, dragi prieteni, și sper că a fost de ajuns pe ziua de astăzi. După care o să ne vedem, după cum v-am spus, pe peisajul ăla pe care noi o să ajungem acolo și sperăm că va fi timpul de filmare, chiar dacă n-ar fi fost săptămâna asta, dar ailaltă o să fie 100% filmările pe care noi o să vi le arătăm. Stați alături de noi și nu pierdeți filmările care noi le facem, pentru că sunt mult mai frumoase decât cum noi făceam în bucătăria noastră, după cum știți, și pregăteam aceea ce ne doream în noi și sper că și vouă v-a plăcut ceea ce pregăteam în noi și pentru noi și pentru voi. Vă doresc multă sănătate și multă iubire în suflet și să aveți grijă de voi. Pentru că voi sunteți oamenii care mă subține și voi sunteți oamenii care vă abonați la mine, pentru că nu vă costă absolut nimic pentru o abonare și pentru un like. Numai doar să vedeți filmările noastre pe care noi le facem numai pentru voi. Vă pup cu drag și vă aștept cu mare drag pe canalul meu de YouTube, Bogdan Originalul de la Strahaia. Vă aștept cu drag. Care este mașina? Aici unde ești? Aici am crezut că am ajuns. Nu, mai durează 2 zile pe drum să ajungem în orașul care vrea Bogdan, cu bărci, cu apoare, cum e? Da, la bărci acolo, unde sunt restaurante pe apă. Bine faci, trebuie să faci poze pentru familie. Suntem pe aici, după cum vedeți. Sper că mâine de dimineață o să ajungem la locație pe care o să vedeți. Deja și aerul s-a schimbat și clima, pentru că suntem aproape de Austria, adică mai avem până în Austria, după cum se vede și timpul și clima. Olga, este a doua oară. A câta oară este când ai plecat din țară? Ia spune la fac. Cât ești? A câta oară? A doua oară? Ce a doua oară? De câte ori ai plecat din țară? Ia spune. Eu de 2 ani de zile numai plecată, venită. De 2 ani? Da. Ai cum de 2 ani? Cum? Tu crezi că cu tine e prima dată cu tine? Dar eu singură... Da? 2 ani m-am ținut tot de bine în România, în Germania. Dacă tu vrei să treci din Germania, unde sunt bărci, vreau să văd bărcile, că acolo chiar n-am fost în vacanță. Nu spune. Dacă... Să nu spui secretul. De ce nu spui? Păi de ce nu spui la fan? Nu spune secretul, că nu e bine.
Atunci când ajungi acolo... Și medicul pleacă la muncă. Unde pleacă fetele? La muncă, nu? Aștia pleacă la căpșuni. La căpșuni, ai vorbit cu ele. Da, ăștia sunt căpșunari. Și tu te duci în vacanță. Și noi mergem, dragi prieteni, stați alături de noi pentru că nici nu știți ce pierdeți. O să ajungem la destinație pe care o să vedeți și o să vă placă peisajul pe care noi vi-l arătăm și o să vă facem niște filmări pe care sunt așa de frumoase și sper că vă place după cum credeți și voi, unii dintre voi care ați fost plecați și ați văzut mai multe peisaje. Dar sunt peisaje pe care noi le facem, adică le facem, le vizionăm, pardon, și sper că vă placă și vouă, pentru că acolo este chiar aproape de Olanda, ca să vă spun și să știți, dar nu este în Olanda, este undeva lângă Olanda și apoi să vedeți peisajele frumoase pe care noi le vizionăm. Și pentru voi o să... Gulaș, aici e gulaș, unde oprește toți șoferii lui Cristi și mănâncă gulaș. Hai să mănânci tu. Păi da, ai în plas o grămadă de mâncare. Păi să vezi cum e gulașul aici, la restaurantul ăsta. Păi eu știu că am mai mâncat și eu aici. N-am, când ai mai mâncat? Când ai venit acum 6 luni? Păi acum are 8 ani de zile cât drum am bătut eu pe aici. Bine, de major parte cu avionul veneam, dar am mâncat și pe aici, știu sezonele. Păi și acum nu ți-o pomezi, zic ca să mănânci tu, să mănânci eu. Ce să... Ți-e foame? Da. Păi du-te și mănâncă, că ai carduri la tine, ai tot full. Nu vrei cu mine. Nu? Păi tu nu mănânci. Hai la restaurant, să vadă fanii. Restaurant. Ce să vadă fanii restaurant? Hai într-un că aici. Nu știe fanii restaurant. De unde știe? Dar el ce face? Mănâncă acum. Păi da, cred că e la masă. Nu știu ce să spun. Hai, mergi eu. O să te duci când pleacă oameni. Tu rămâi pe autostradă. Las că știu drumul de aici. Da, dragi prieteni, suntem, după cum v-am spus, mai avem puțin să intrăm în Austria și apoi o să vedeți ceea ce filmăm noi și ceea ce petrecem noi toată perioada al averii, pentru că vă dați seama, acum o să vine și augustul și o să vine multe, multe lume acolo unde noi o să facem vacanța aceasta care ne-a oferit-o cineva. Nu se spune numele, dar ne-a oferit o vacanță pe care noi o să ne simțim foarte, foarte bine, pentru că asta este viața de a trăi. Să te simți puțin, adică să iubești publicul, să iubești cu lumea și viața pe care o trăiești de zi cu zi. Noi iubim ceea ce avem și nu ne bucurăm de ceea ce avem. Trebuie să te bucurești de ceea ce vizitești, de ceea ce trăiești și asta este. În rest, nu este nimic, dragi prieteni, pentru că știți cum este viața astăzi, este mâine, nu este. Și atunci trebuie să scoatem banii de la ciorap și să ne mai simțim și noi bine, pentru că toată lumea noastră pe care noi o știm cu toții, de multe ori strângem atâta cât ne trebuie, dar atunci când ne-am făcut ceea ce ne-am făcut, tot mai încercăm să mai strângem încă o dată, să mai facem și încă o dată și mai mult. Înțelegeți? Și apoi noi ne uităm de noi, nu? Atunci vă doresc și eu, măcar în august, dacă aveți timp liber, să mergeți și voi în vacanță cum noi am mers acum și o să stăm aproape până în toamnă, n-o să mai și pe Colina, să vedem, n-o să ne mai vedeți pe teritoriul României până în toamnă, pentru că atât de frumos este timpul
și atât de frumos sunt peisajele alea pe acolo, pe unde noi o să mergem și o să vă arătăm. Vă bucurați foarte mult, foarte mult. Credeți-mă că este o zonă pe care vin toți turiști din Franța, din Belgia, din Austria, din Olanda, din Germania, toți o să vină acolo și petrec zilele lor și fericirea lor acolo. Dar sper că o să vedeți și voi și atunci o să spuneți chiar dacă este bine sau nu. Stați alături de noi și ne urmăriți.